Este un tip de abordare care nouă ni se pare că este inadmisibil în relațiile dintre două state membre ale Uniunii Europene și în același timp doi parteneri strategici, mai ales că suntem doi vecini care avem interese comune în regiune și ar trebui să acționăm împreună, inclusiv în contextul acestei crize europene cu privire la migrație. Ori abordarea părții ungare, care a început, de fapt, acest dialog, prin acest anunț public făcut ieri în ceea ce privește intenția de a construi un gard la frontiera română-ungară, este un mod de abordare a acestei probleme care nu rezolvă această problemă. Și noi am reacționat imediat în cursul zilei de ieri și am arătat inclusiv la momentul în care s-a transmis această intenție a părții ungare, în mod direct, am informat partea ungară că această abordare, ideea de a construi un gard între două state europene, este o abordare care nu corespunde spiritului european și care, cu siguranță, nu corespunde nici parteneriatului strategic dintre țările noastre. Ulterior, am trimis însărcinatul cu afaceri al Ambasadei României la Budapesta, la Ministerul Ungar de Externe, pentru a reitera această poziție a părții române și, în același timp, pentru a solicita explicații suplimentare cu privire la această intenție. Și cu acea ocazie s-au transmis acele nemulțumiri pe care partea ungară le are față de o declarație pe care primul ministru a făcut-o la Târgu Jiu. Nu e vorba despre o convocare a însărcinatului cu afaceri la Ministerul de Externe Ungar, este dimpotrivă o acțiune pe care noi am inițiat-o și cu acea ocazie a avut loc acest schimb de poziții. Constatăm